Accidentul s-a produs în jurul orei 8 dimineața. Mai multe mașini care treceau pe podul de la Târste s-au lovit în lanț. Ne deplasam spre Brașov, spre Sălcele, am văzut carambolul ăsta din față, am pus frână, mașina nu se oprea nicicum. Printre mașinile prinse în carambol a fost și o ambulanță care nu transporta vreun pacient. S-a intervenit pentru acordarea asistenței medicale unui număr de 4 persoane. Două dintre persoane au rămas blocate în autoturism și a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a le scoate. Toate cele 4 persoane au suferit leziuni minore și au refuzat transportul la spital. Drumul pe care s-a produs accidentul în lanț este administrat de primăria Brașov. Șoferii spun că era acoperit cu gheață și nu a mai putut controla mașinile. Susțin că autoritățile nu ar fi acționat pentru a preveni formarea gheții. Nu s-a dat cu nimic. Era ca sticlă. Dar n-a acționat absolut. La ora 5.43 mașina de dezăpăzire Ampră știa material antiderapant pe pasajul de la Dârste. Se pare că din cauza chiciurei care a fost după ora 8 dimineața s-a produs acest accident. De la prima intervenție nu s-a mai intervenit cu material antiderapant, având în vedere că și temperaturile erau pozitive în tot orașul. Astfel de accidente sunt frecvente la începutul iernii, când apare fenomenul de gheață neagră. Diferența de temperatură dintre aer și pământul cald duce la formarea condensului pe carosabil. Podurile sunt cele mai predispuse la acest fenomen. Experții în conducere defensivă le recomandă șoferilor să fie prudenți când circulă pe un astfel de drum. Podul este mult mai subțire, bate vântul și pe dedesubt și pe deasupra, se răcește mai repede și atunci umiditatea se transformă în polei. Când intri într-o zonă de asta, apeși odată pe pedala de frână mai scurt și mai brusc așa, și dacă pedala tremură, înseamnă că a intrat sistemul ABS. Și atunci ar trebui să știi că ești la limita aderenței. Și ca reacție, mărești distanța față de mașina din fața ta și, bineînțeles, micșorezi viteza. Traficul pe podul de la Dârste s-a reluat după 2 ore de la producerea carambolului. Tot atunci, un utilaj a ajuns în zonă și a împrăștiat material antiderapant. Se fac cercetări pentru a se stabili cum s-a produs acest accident.